povești cu lipici pentru cei mici. Bălăioara și cei trei urși. A fost odată o fată pe nume Bălăioara. Cu părul ei auriu și cu zâmbetul acela drăguț, ai fi crezut că e cea mai încântătoare fată. Dar te înșelai amarnic. Pentru că Bălăioara era o fată foarte băgăcioasă, ea-și băga mereu năsucul acolo unde nu trebuia. Durciuri! Bălăioara a fost mereu o fetiță lacomă. Mereu voia din ce în ce mai multe. Nu conta ce anume, iar la masă se comporta mizerabil. Și făcea dezastru pe unde trecea. Într-o zi, se duse direct în pădure. Ca întotdeauna, își băga nasul unde nu trebuia. Acum ajunse în fața colibei celor trei urși. Tatăl urs, mama ursoaică și puiul urs. Și văzu că nu era nimeni acasă. Și mai văzu... Terci! Și a intrat înăuntru fără să bată măcar la ușă. N-a stat deloc pe gânduri să vadă ce fel de terci este. S-a dus direct la castronul tatălui urs. E prea fierbinte! Apoi s-a dus la castronul mamei urs. Ăsta e prea rece. Apoi a gustat din castronul puiului de urs. Nu era nici prea cald, nici prea rece, era... Exact cum trebuie. Așa că îl mâncă pe tot. După ce a lins castronul, s-a dus să vadă ce mai e prin coliba urșilor. Și n-a dat o clipă atenție mizeriei pe care o făcuse în urmă. S-a dus în salon unde se aflau trei scaune. Mai întâi s-a așezat pe scaunul cel mare, al tatălui urs. Prea tare scaunul ăsta. Apoi s-a așezat pe scaunul mamei urs. Și ăsta e prea moale. Apoi s-a așezat pe scaunul cel mic al puiului de urs. Nu era nici prea tare, nici prea moale, era... Ăsta e exact cum trebuie. Bălăioara se lăsă pe spate și începu să se lege. Dar scaunul nu era un balansoar. Și tot legănându-se cu el, scaunul s-a rupt în bucăți sub greutatea ei. Patul! Bălăioarei îi place foarte mult să sară în pat și sări în patul tatălui urs. Dar era foarte tare. Apoi sări în patul mamei urs. Dar era prea moale. Văzu pătuțul puiului de urs și sări și în el. Acesta nu era nici prea tare, nici prea moale, era... Exact cum trebuie! După ce sări destul, Bălăioara obosi. Se lungi în pat și a dormi imediat. La scurt timp, cei trei urși veniră acasă. Se duseseră să se plimbe până se răcea terciul. Firește că au rămas șocați când au văzut cum arăta bucătăria. Cineva mi-a mâncat terciul. Se pare că și pe al meu l-a mâncat cineva. Și pe al meu l-a mâncat și a mâncat tot ce era pe aici. Tot. Urșii s-au dus repede să vadă dacă a mai atins ceva. Cineva a stat pe scaunul meu. Și pe al meu a stat cineva. Pe al meu a stat cineva și l-a și rupt. Urșii erau foarte supărați. Cine să le fi mâncat terciul și să le fi rupt scaunele? Cei trei urși s-au dus în dormitor sperând că măcar acolo să nu găsească tot dezastru. Dar n-a fost așa. Cineva a sărit în patul meu. Și în patul meu a sărit. Și într-al meu a sărit și doarme chiar acum în el. Urșii se uitară la Bălăioara. Putuse această micuță să facă tot dezastrul ăsta? Bălăioara se trezi și deschise ochii. Îi văzu pe cei trei urși uitându-se la ea. Urși! Bălăioara era așa de speriat încât căzu din pat și fugi imediat spre fereastra deschisă. Și sări. A luat-o la goană spre casă și nu s-a mai întors niciodată în pădure. Urșii n-au vrut să-i facă vreun rău Bălăioarei, ci doar să vorbească cu ea. Erau curioși să afle de ce o fetiță ca ea a putut să facă așa un dezastru în casa altcuiva. Voiau ei să afle asta, dar eu nu cred că vor primi vreun răspuns vreodată.